Tinerii olteni care sunt în căutarea primului loc de muncă, dar visează să-și înceapă cariera la o firmă din străinătate, își pot depune CV-urile prin programul Your First Europe Job. Aceștia vor depune online aplicația pentru sprijinul financiar, iar contractul pe care îl vor primi trebuie să aibă o durată de cel puțin 6 luni. Salariul și condițiile de muncă trebuie să fie în conformitate cu legislația din domeniu, iar programul de lucru trebuie să fie cel puțin de jumătate dintr-o săptămână de lucru normală. Proiectul TMS Your First Eures Jobs reprezintă o schemă de mobilitate pentru tineri cu scopul de a combate rata ridicată a șomajului și este o inițiativă a Comisiei Europene. Aplicantul principal este SPO Eures Suedia, iar coaplicanți SPO Eures România, Finlanda, Islanda, Slovenia, Danemarca, Portugalia și insulele Azore. Aplicanții pot obține sprijin financiar pentru interviu de angajare într-o țară UE și inclusiv Islanda și Norvegia, relocare pentru un nou loc de muncă într-o țară UE și Islanda și Norvegia, curs de limba străină, recunoașterea calificărilor și sprijin financiar, respectiv cheltuieli de transport și cazare temporară. Oltenii aflați în căutarea unui loc de muncă în afara granițelor țării au avut luna aceasta la dispoziție peste 1400 de posturi. Deși Marea Britanie a votat să iasă din Uniunea Europeană, iar unul dintre motive a fost acela că românii le-au luat joburile, luna aceasta angajatorii britanici au solicitat peste 100 de muncitori olteni. Joburile pentru care s-au solicitat cei mai mulți angajați sunt cele de asistent medical și îngrijitor persoane la domiciliu. Cele mai multe locuri se află în Norvegia, 167, toate sunt pentru domeniul construcții. De asemenea, avem în Germania 119 locuri, șoferii autocamion și foarte multe locuri în domeniul hotelier-gastronomie pentru care se va organiza o bursă a locurilor de muncă. În Marea Britanie avem în domeniul medical asistenții medicali și îngrijitori persoane la domiciliu și în Italia, angajatorul este din Italia, dar solicită persoane pentru Marea Britanie și Germania, la fel îngrijitori persoane și asistenți medicali. O condiție importantă pentru a fi angajat, atât pentru tineri cât și pentru cei cu experiență, este cunoașterea unei limbi de circulație internațională.